Sport este liber, dar tot după gratii. Magistrații judecătoriei sectorului 1 au decis astăzi încă o dată că dascălul trebuie să fie cercetat în libertate. Însă abia peste câteva zile bărbatul ar putea ieși cu adevărat din arest atunci când se va judeca recursul înaintat de procurori. A spus, fiind soare afară, poate va fi soare și în viața lui. Îmi pare rău că tata de acolo de sus mă vede și plânge. Îmi pare rău că l-am dezonorat. Cu siguranță demisia mea a fost o etapă foarte grea și realizez că am pierdut tot. Asta a spus profesorul de sport în fața instanței. A continuat să susțină că este nevinovat. Nici o clipă nu am avut intenția de a face cele spuse de partea vătămată. Indiferent ce ar fi făcut, este copilul meu și-l apăr, dar n-a făcut ceva voit. A fost o întâmplare ceea ce s-a întâmplat acolo. Dacă ea nu se ducea peste el, nu odată, de mai multe ori, nu s-ar fi ajuns aici. Deocamdată, astăzi, procurorii au recunoscut că profesorul de sport are un cazier curat. Asta după ce, în urmă cu câteva săptămâni, la cererea de prelungire a mandatului de arestare, au spus că e recidivist și consumator de droguri. Parchetul, sesizând că erau șubre de toate susținerile din reclamație, a vrut să întărească această idee a sa că omul trebuie arestat și iată, a și fost arestat. Judecătorul, practic, a fost indus în eroare. Închis la penitenciarul Rahova, cu sărbătorile petrecute după gratii, profesorul de sport are moralul la pământ, spune mama sa. Eliberarea dată de judecătoria sectorului 1 nu este hopul cel greu, ci tribunalul. Recursul se va judeca în următoarele 3 zile.